Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv, doar aici la televiziunea M9 TV România. Eu mă numesc Codruța Turcu, moderatoarea acestei emisiuni, o emisiune care în fiecare seară de miercuri își propune de fiecare dată să trateze subiectele pe care dumneavoastră ni le semnalați acolo pe pagina de Facebook și nu numai pe pagina de WhatsApp, că ați dori să le tratăm, subiectele de mare interes și, bineînțeles, subiectele de actualitate și cu cine altcineva, dacă nu, cu invitați implicați activ în comunitate noastră. E bine, dragii noștri telespectatori, având în vedere că ne aflăm în anul 2024, cu toții știm că este un an crucial, este anul alegerilor, anul în care cetățenii trebuie să-și exprime votul și, bineînțeles, trebuie să-și aleagă primarul, un primar care trebuie să le asigure siguranță, care trebuie să le asigure condiții de trai mai bune și, bineînțeles, o dezvoltare a orașului. Având în vedere că în ultima perioadă au apărut mai mulți candidați care și-au exprimat intenția de a candida la primăria municipiului Târgu Mureș, astăzi avem plăcerea și onoarea ca în platoul emisiunii noastre Obiectiv să-l avem invitat pe unul dintre acești candidați care și-a exprimat intenția de a candida, care își propune să ofere un nou suflu acestui oraș și, bineînțeles, să vindece și inimile oamenilor. Și probabil ați ghicit și despre cine este vorba. Este vorba despre domnul profesor universitar doctor Horațiu Suciu, medicul care a salvat foarte multe vieți, care astăzi a venit la noi în platoul emisiunii Obiectiv, care își propune alături de noi să realizăm o emisiune interactivă în care să comentăm toate întrebările care apar și, bineînțeles, un invitat de la care vreau să cu care vreau să discut despre inima acestui oraș, dacă trebuie schimbată, mai ales că dumneavoastră de mulți ani de zile ascultați inimile pacienților, le reparați sau, dacă trebuie, le și înlocuiți. Și vreau să discutăm puțin despre viziunea dumneavoastră cu privire la acest municipiu și, bineînțeles, despre candidatura dumneavoastră. Și, bineînțeles, multe, multe alte subiecte și, bineînțeles, pentru toți cu surgii, că întotdeauna mai există, vom răspunde și la toate întrebările care ne vor veni. Pentru că și dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, faceți parte din formatul acestei emisiuni. Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau să-i salut și eu pe telespectatorii noștri și vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere întotdeauna să fiu un platou M9 și să răspund în măsura în care pot întrebărilor pe care mi le veți adresa. Domnule Suciu, suntem într-un an foarte important, un an al alegerilor, o să ajung și acolo, dar înainte de a ajunge la această întrebare, aș dori să vă întreb care este viziunea dumneavoastră în momentul de față cu privire la starea municipiului Târgu Mureș? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Această stare, exact această stare a municipiului Târgu Mureș a fost cea care, mă rog, m-a determinat să fac acest gest de a-mi anunța candidatura. Și dacă ați adus în discuție comparația cu inimile și cu inima orașului, inima orașului nu trebuie schimbată, din fericire, ci trebuie doar un pic resuscitată. Deci poate fi vindecată, pentru că evident avem toate metodele prin care putem să facem acest lucru. Trebuie doar o viziune nouă, ideea e să ne propun să înțelegem starea actuală a orașului nostru de, mă rog, aș spune eu, de rămânere în urmă în toate domeniile față de orașele care sunt în jurul nostru și să ne propunem căile prin care putem să depășim această situație. Când spun funcțiile vitale sunt, pentru că și în declarația mea de candidatură am spus că funcțiile vitale sunt în pericol, mă refer la funcțiile elementare pe care o administrație trebuie să le asigure unui oraș. Nici acestea nu le mai avem și culmea că le-am avut. Mă refer aici la curățenie, la circulație, la haosul care domină pe străzi. Da, sunt multe lucruri care împiedică orașul acesta să aibă un curs spre dezvoltare. Văd de asemenea că tinerii noștri pleacă din oraș în număr mare și nu pleacă doar din Târgu Mureș pentru a pleca în străinătate, ci pleacă să-și proiecteze viitorul în alte orașe din jur, care au un ritm alert de dezvoltare. Asta știm cu toții, vedem în jur Sibiul, Brașovul, orașe care nu de mult eram, hai să spunem, poate chiar în urma noastră,
Și acum vedem că tinerii noștri pleacă acolo pentru că sunt mai multe oportunități pentru a-și proiecta viitorul. Simt că orașul stă pe loc, stagnează. Bineînțeles că sunt câteva puncte forte în care în continuare pot să reprezinte elemente în jurul cărora să construim și aici mă refer în primul la sistemul de sănătate, care este încă unul din plămânii prin care acest oraș respiră. Universitatea de Medicină Farmacie sunt poli de performanță încă am spus, pentru că nu vor putea să reziste singuri atât timp cât în jur totul se prăbușește. Vedem că partea industrială, partea de antreprenorială, partea de business este cumva amenințată de lipsa unei strategii în acest sens și a face administrație, a fi primar, înseamnă mult mai mult decât a încerca să mai cârpim pe aici, pe acolo din lucrurile care ne supără, ci înseamnă o viziune, înseamnă să ai o strategie, în primul rând să înțelegi, cum am zis, starea actuală și să știi unde vrei să duci orașul, să ne propunem un loc unde vrem să ajungem din toate punctele de vedere. Și da, în momentul actual n-are rost să mai comentăm, nu cred că sunt foarte mulți târgu mureșeni fericiți de modul în care arată orașul, modul în care se trăiește în acest oraș, modul în care se circulă în acest oraș, modul în care putem să ne distrăm în acest oraș, în care ne putem oferi clipe de, să spunem, de relaxare, ci totul este, așa oarecum, circumscris unui mod de viață care nu corespunde exact cu ce ne-am și dorit noi. De ce s-a ajuns aici și Pentru că s-a ajuns aici, pentru că nu a fost o viziune. Eu nu vreau să pun, să spun așa, sau să creditez cu rea intenție pe nimeni. Pur și simplu e vorba de lipsă de competență, e vorba de faptul că oamenii care nu erau potriviți pentru jobul respectiv au ajuns în poziții de conducere, oameni care nu au viziune și competență, așa cum am spus, și probabil nu au știut să lucreze în echipă. Pentru că oameni care sunt competenți sunt, har Domnului, destul în Târgu Mureș și ideea este să știi să faci echipă, să te înconjori de oameni competenți și să știi ce să-ți propui. Obiective realiste care să le poți îndeplini. Da, între timp au și apărut câteva întrebări, chiar le citeam în momentul în care dumneavoastră ne povesteați. Cineva ne întreba dacă veți fi ales, veți continua și munca de chirurg? Probabil pacienții dumneavoastră. Întrebarea este foarte dificilă și răspunsul nu este atât de simplu cu da sau nu. Și vreau să dezvolt un pic acest subiect, pentru că e unul din subiectele care mă doare și pe mine. Desigur că viața mea este cea de medic. Am fost și voi fi medic toată viața. Medicii sunt medici și după ce se pensionează și au de învățat toată viața. Deci nu suntem medici doar de la 8 la 2 sau de luni până vineri. Medici suntem tot timpul. Unul din rolurile mele ca medic a fost acela de a lucra cu oamenii și pentru oameni și de a crea o echipă, o școală, lucru pe care l-am realizat. La un moment dat, eu am simțit, că lucrurile, apropo de ce spuneam înainte, nu merg în direcția pe care mi-o doresc și în sensul acesta consider că am ajuns la un moment în viața mea profesională în care pot să aduc bine mai multor oameni, nu doar celor pe care se spune că îi operez sau îi tratez. Deocamdată și al doilea lucru care mi-a marcat cumva, dacă pot să spunem, viața mea, parcursul meu profesional, este faptul că odată ce m-am apucat de un lucru, l-am dus la bun sfârșit. Și acest lucru, intrarea în administrație, avea grijă de un oraș, de o comunitate, pentru că orașul nu este o sumă de clădiri și de instituții, ci este, practic, un oraș, este vorba de o comunitate.
A avea grijă de o comunitate înseamnă o implicare 100%. Deci, intenția mea este să mă dedic 100% comunității, 100% conducerii orașului, iar referitor la partea, medicală, bineînțeles, voi fi alături de colegii mei, oricând. Dar îi vei susține din umbră. Cu un sfat, cu oricând, cu experiența pe care o am. Spitalul este la doar câteva minute de la distanță de sediul primăriei. Și un lucru foarte important care aș vrea să subliniez acum, din poziția de primar, pot să am grijă foarte mult, poate pe alte paliere de sănătatea Târgu Mureșenilor. Și aici fac o mică paranteză, vreau să vă informez că, sau cel puțin așa am eu informația și am și văzut atât timp cât am fost consilier local, lipsă totală de implicare a primăriei în domeniul de sănătate. Și asta va determina această lipsă totală? Zero implicare. Va determina să candidați? Bineînțeles, este unul din, să spunem, din motivele care m-au făcut să determinez, pentru că primăria nu are absolut nicio implicare în sănătatea Târgu Mureșenilor. De ce? Pentru că Spitalul Clinic Județean de Urgență este Mureș, este în administrarea Consiliului Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este în administrarea Ministerului Sănătății, Institutul de Boli Cardiovasculare, deci al treilea spital mare, să spunem, din oraș, este în administrarea Ministerului Sănătății și primăria, practic, nu are un spital în administrare, motiv pentru care nu investește nimic în sănătate. Dar, noi dacă ne gândim la un moment dat, în Târgu Mureș, în spitalele din Târgu Mureș, chiar dacă ele țin de Consiliul Județean, respectiv de Ministerul Sănătății, peste 50% dintre pacienți sunt cetățeni ai orașului Târgu Mureș. Și consider că primăria are o responsabilitate, inclusiv pe domeniul de sănătate, pentru acești pacienți. Și eu, dacă, bineînțeles, ne ajută Dumnezeu și vom reuși în acest demers, voi implica primăria mai mult în sănătate și sunt convins că la experiența pe care o am în domeniul de sănătate, și aici nu mă refer doar la intervenție pe inimă, acum vreau să menționez că prin excelență munca mea a fost întotdeauna de echipă și a implicat și act administrativ pe toate palierele muncii în sănătate. Cineva, un telespectator ne întreabă că de ce vorbim doar de, că aveți experiență doar de, pe partea de medicină. De ce nu vorbim și de alte domenii? Ce ați face dacă ați fi primar și ce notă ați acorda administrației locale? Pentru felul în care... Tocmai asta spuneam, mulțumesc telespectatorului pentru întrebare, tocmai asta spuneam că pot să ajut pe partea de sănătate și din poziția de primar. Deci nu înseamnă că mă rup complet de profesia mea sau de lucrurile care îmi sunt dragi. Nota, inutil să mai spun, notă... Nu este o notă de trecere. Deci da? Nu le-a acordat administrația locale. Nu, pentru că ne-a dezamăgit într-o măsură prea mare. Sunt convins că actualul primar a avut intenții bune la momentul când a preluat. Probabil nu a știut să se înconjoare de oamenii potriviți, probabil nu a avut, să spun, inspirația de a promova proiectele potrivite. Ce vreau să zic este, țin minte foarte clar că a venit cu foarte multe proiecte din care niciunul nu s-a... Se întâmplă într-un an electoral. Părerea mea este că, da, nu chiar toată lumea. Părerea mea este că un primar nu trebuie să promite, trebuie să lase faptele să vorbească. Evident, poate fi vorba de 2-3 proiecte importante pe care să și le propună, dar să se țină de ele cu dinții și să le facă, pentru că un primar trebuie să livreze. Să livreze comunității ceva, un plus valoare, să nu spune că a trecut 4 ani așa fără să lase ceva, nu vedem o parcare, nu vedem un pod peste râul Mureș, a rămas aceeași telenovelă cu traversarea podului Mureș din cartierul Unirii, care frustrează mii de cetățeni, inclusiv pe mine, care fac o jumătate de oră în trafic în fiecare dimineață. Și sunt lucruri, asta este rolul unei administrații, să vină în întâmpinarea unor nevoi reale ale cetățenilor, nu în întâmpinarea unor povești sau unor grupuri de interese care doresc să-și promoveze una sau alta dintre proiecte. Trebuie să lași ceva după tine și asta este lucru care m-a dominat întotdeauna în profesia mea și același lucru voi face și ca și primar. Da, și acum avem întrebarea serii, ați văzut-o și pe burtierea noastră. Horațiu Suciu este un candidat cu șanse reale la primărie sau fără? Eu cred că orice candidat are șansa lui. Deci,
O să vorbim și despre ceilalți candidați. Cuvântul ăla cu fără, nu cred că și-are rolul acolo. Mai ales când vine vorba de mine, mă gândesc că, mă rog, nu știu care a fost întrebarea. Nu dar, a fost o întrebare venită din partea unui telespectator care și-a dorit să tratăm. Deci vă considerați un primar? Eu zic că sunt un candidat cu șanse prin datorită faptului că sunt unul din puținii dintre cei care au candidat în ultimii ani, să zicem, zeci de ani, la primăria Târgu Mureșului, unul dintre puținii care au dovedit în profesia lor, în viața lor, ceva. Adică au avut o carieră care este ireproșabilă, au condus colective de oameni, știu să lucreze cu oameni și, în primul rând, înțelege și eu, ca și profesie și ca și mod de a fi. Înțeleg nevoile oamenilor, suferințele oamenilor. Eu am crescut de jos, am trăit la bloc, am crescut cu cheia de gât, m-am născut în Târgu Mureș, am făcut toată școala, universitatea, medicina, ca și student în orașul meu natal și sunt foarte legat de toate lucrurile din Târgu Mureș. Toate pietrele și toate străzile și străduțele din Târgu Mureș și cunosc foarte mulți oameni din Târgu Mureș și în contextul ăsta, ținând cont de faptul că eu pot să spun că am făcut ceva și pentru oameni în orașul acesta, eu zic că sunt un candidat cu șanse. Aș spune că sunt candidatul cu cele mai mari șanse. Deci vă considerați candidatul lucru, cu cele mai mari șanse? Până eu în prezent. Mă consider un candidat cu șanse reale și prin prisma faptului că eu cred că în Târgu Mureșul este un oraș foarte special și cu multe particularități. Suntem un oraș foarte sofisticat. Bineînțeles, avem această particularitate de care eu sunt mândru, că este un oraș multietnic, multilingvistic, multicultural. Avem și universitate, avem spitale, avem o comunitate practică academică și medicală, avem o viață culturală vibrantă, avem teatru național, avem filarmonică. Deci nu suntem un oraș simplu în care putem să spunem că cel mai bun gospodar, care are casa cea mai frumoasă și grădina cea mai bine îngrijită, trebuie să fie primarul, gospodarul numărul unu. Nu. Un primar în Târgu Mureș, în primul rând, trebuie să fie un personaj care a demonstrat ceva în viață, care a avut și are o carieră care nu a fost legată de activitatea politică, să spunem, sau de altă natură. Un personaj care, în care marea majoritate a cetățenilor să se regăsească și în care care să prezinte încredere cetățeanului. Da, avem, dacă tot am vorbit de cetățeni, cineva chiar eu ne... Eu consider că îndeplinesc aceste criterii și vom vedea dacă sunt cu șanse sau fără șanse. Părerea mea este că am șansa mea și vreau să o duc până la capăt. Cineva ne tot apostrofează aici pe WhatsApp că, și pe Facebook că nu le citim întrebările și de ce fugim. Haideți să nu... Dacă suntem de acord și bineînțeles cu toți telespectatorii au fost... Mă bucur că am trezit comunitatea. Bună seara! Aș dori ca domnul Horațiu Suciu să-mi răspundă sau mai bine zis să ne răspundă la niște întrebări. Este adevărat că asocierea Concelex Airbus-ul, una dintre cele mai mari firme de construcții din România, a fost pe locul întâi cu cel mai bun preț și cel mai mare punctaj pe oferta tehnică. Ulterior i-ați declarat neconform, prin urmare a fost declarat câștigător ofertantul, așa, care are un preț mai mare cu 3 milioane de euro față de oferta celorlalți. Acestea sunt niște intoxicări care nu și-au locul și rolul într-o astfel de discuție. Este vorba de licitația pentru Institutul Inimii și lucrurile astea se vor tranșa în forurile care își spun cuvântul. Într-adevăr, a fost o competiție în care s-au clasificat pe primele două locuri doi dintre cei care au depus oferte și una dintre oferte a fost considerată neconformă. Eu vă spun un lucru vis-a-vis de acest lucru, pentru că eu nu am fost nici președintele comisiei, nu trebuie să le punem chiar pe toate. Ideea este că lămuresc din prima această întrebare, dacă toate sunt legate de acest subiect. Toată procedura de atribuire nu a fost făcută de echipa Institutului
de boli cardiovasculare și transplant, a fost externalizată către o firmă care cu asta se ocupă și toată această procedură de atribuire a fost supravegheată atât pe partea de proiect tehnic, de evaluare tehnică, cât și cea de parte financiară, de către ANAP, Agenția Națională de Achiziții Publice. Nu s-a făcut nici un pas și de aceea și dura destul de mult. Valoarea mare a proiectului a impus ca Agenția Națională de Achiziții Publice să verifice fiecare pas al procedurii și nu s-a făcut nici măcar un pas, o cerere de clarificare, fără ca Agenția Națională de Achiziții Publice să știe. Din contră, marea majoritate a solicitărilor de clarificare și a tuturor procedurilor din cursul acestei licitații au fost efectuate la cererea Agenției Naționale de Achiziții Publice și pentru rezultatul licitației, inclusiv pe partea tehnică, pentru că la aia se referea cu cel mai mare punctaj, inclusiv pe partea financiară, s-a primit avizul conform, necondiționat de la Agenția Națională de Achiziții Publice. Deci, cum să spun, declararea câștigătorului acestei licitații a fost supervizată de Agenția Națională de Achiziții Publice și noi ne-am conformat acestui lucru. S-a depus o contestație, se va judeca. Deci restul sunt niște prostii care efectiv nici n-ar rost să le discutăm. Da, domnule Suciu, ați fost primul candidat care v-ați exprimat intenția de a candida la primăria municipiului Târgu Mureș. Noi, bineînțeles, în calitate de jurnaliști am fost pe fază și avem un material pe care am dorit să-l difuzăm și pe marginea acestuia să-l comentăm. Îi rog așadar și pe colegii din regie să difuzeze acele momente în care domnul Suciu și-a exprimat candidatura, da? Și să discutăm pentru că mai avem câteva întrebări. M-am decis că trebuie să acționez. Am demisionat în cursul acestei dimineți din toate funcțiile politice din Partidul Național Liberal, în cea de președinte al PNL Târgu Mureș, prim vicepreședinte al filialei Mureș al Partidului Național Liberal, și am renunțat la calitatea de membru al Partidului Național Liberal. Nu a fost un lucru ușor, dar consider că este un lucru necesar, pentru că în acest fel îmi lansez public candidatura în calitate de independent la primăria municipiului Târgu Mureș. Am reușit împreună cu echipa mea la Institutul Inimii să facem performanță medicală unică în România. Acest lucru nu a fost întâmplător. Am lucrat cu oameni și pentru oameni și pe parcursul formării mele profesionale am dobândit calități, inclusiv în domeniul managerial. M-am sacrificat politic și profesional, acest lucru este foarte clar, și voi candida în calitate de independent tocmai din acest motiv, pentru că consider că alegerea primarului nu este atributul vreunui partid, ci este atributul Târgu Mureșenilor. Doresc o competiție corectă, o competiție deschisă ideilor și în ceea ce mă privește, sunt deschis la aceasta. Bun, și acum ca la școală, haide să tratăm materialul, pentru că sunt foarte mulți telespectatori. Avem într-adevăr foarte multe mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp, dar dacă totul avem invitat pe domnul Suciu, le vom trata. Îi liniștim și pe telespectatori, că tot ne întreabă de ce nu le adresăm, nu fugim de ele, le tratăm, dar să o luăm cu începutul. De ce independent? De ce doriți să candidați independent la primăria municipiului Târgu Mureș și de ce v-ați dat înainte demisia? Pentru că ne tot întreabă telespectatorii și să le răspundem. M-am decis? Da. Exact. M-am decis să candidez independent pentru că este ceea ce cred. Un primar al Târgu Mureșului, pentru că apucasem să vă explic înainte viziunea mea asupra orașului, un oraș atât de complex, care, așa cum a spus, este format din cetățeni de mai multe etnii, cu mai multe, să spunem, este un oraș multicultural, cu universitate, cu tot ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi, trebuie să fie un candidat independent, care să nu fie constrâns de anumite
constrângeri, să le spunem, politice, el, dacă provii dintr-un partid, bineînțeles, va trebui să mergi pe linia partidului respectiv, care vine în contradicție cu liniile altor partide. În primul rând, convingerea mea este că un primar trebuie să fie independent, pentru că astfel poate să unească mult mai bine toate energiile, indiferent de partide politice, care sunt foarte importante, dar nu sunt suficiente în această ecuație alegerii primarului. Și, bineînțeles, există și o mare contradicție între anumite partide politice și nu cred că primarul, alegerea primarului trebuie să fie cumva atributul înțelegerii partidelor politice, ci trebuie să fie atributul Târgu Mureșenilor. Cineva ne întreabă, cum convingeți lumea în momentul de față că sunteți cu adevărat independent, din moment ce în spatele acestei filmări, noi nu avem surprins, erau câțiva membri din Partidul Național Liberal? O întrebare din partea unui telespectator. Eu nu trebuie să conving pe nimeni de independența mea, pentru că despre independența mea vorbește însăși cariera mea. Eu în viața mea n-am mințit. Când am spus un lucru, asta a fost. Deci când am spus că sunt independent, am ieșit din Partidul Național Liberal, am demisionat din toate funcțiile, inclusiv din cele de conducere, am fost președintele Partidului Național Liberal Târgu Mureș. Nu văd cum ar trebui să conving sau ar trebui să fug acum de PNL. Nu. Dacă întrebarea următoare era, vă deziceți de PNL? Cam asta nu era. Mă dezic. Și în ce relație ați rămas cu cei din PNL? Dar nu mă dezic de PNL. Este partidul în care eu mi-am regăsit valorile liberale, pentru că un medic este prin excepție, medicina este o profesie liberală și este partidul în care m-am regăsit și în care am intrat nu de dragul de a face politică și niciodată nu am fost politician. Poate cu asta o să conving. Nu știu dacă telespectatorul sau telespectatoarea care a scris cum voi putea convinge. Prin toată cariera mea, eu nu am fost niciodată un politician care să-mi câștig pâinea din politică, pentru că nu asta am făcut. Politica a fost pentru mine, din păcate, un rău necesar. Deși aș vrea ca în continuare să nu se consideră că politica este un lucru rău. Din contră, eu consider că politica este un lucru bun atunci când este făcută de oameni competenți în interesul celor care votează. Și acum, revenind, am intrat în politică ca un rău necesar, pentru că inevitabil mulți dintre noi consideră politica un lucru rău, dar a fost un rău necesar, pentru că la momentul respectiv tot politica, dar de data asta dusă de niște incompetenți, a desființat, alături de alte zeci de spitale din România, a desființat Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, ca și instituție cu personalitate juridică. Și l-a lipit la Spitalul Județean de Urgență, creând mari tulburări în activitatea atât a spitalului cât și a institutului și care s-au repercutat, ghiciți, asupra cui, asupra pacienților. Ei, ținând cont că și la noi cui pe cui se scoate, politica ne-a desființat, politica l-a reînființat pe acest institut și anume, odată ce am intrat în Partidul Național Liberal, am reușit, prin metodele specifice, reușind să câștigăm la momentul respectiv alegerile în 2012, să reînființăm în 2013 Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant. Deci ăsta a fost singurul meu motiv pentru a intra în politică și nu a fost, cred, niciodată perceput ca un mare politician de cineva pe care trebuie să-l conving acum că nu am fost. Deci eu am fost șeful clinicii de chirurgie cardiovasculară, nu am avut nevoie de președintele Senatului, președintele Colegiului Medicilor din 2012, n-am avut nevoie de politică pentru a încrui drumul în viață. Din contră, am făcut politica total dezinteresat și doar pentru proiecte care să vină în interesul comunității. Deci dacă în afară de cariera mea, care este transparentă și vizibilă, mai trebuie să conving pe cineva că sunt independent, asta va fi foarte simplu, dar nu cred că mai este cazul. Faptele vorbesc pentru mine și da, sunt independent. Eu,
când am spus că fac ceva, am făcut. Și pentru asta, așa cum am zis, vorbesc faptele mele și nu cred că mai e caz să dovedim că negru e negru și albul e alb. Da, să știți că aveți multe și mesaje de încurajare, foarte multe mesaje avem și cineva foarte ne întreabă că asta înseamnă că e urmărită emisiunea. Este, să știți că avem foarte multe mesaje, nu le putem citi chiar pe toate, și pe WhatsApp și pe Facebook. Cineva ne întreabă că înseamnă că nu mai participați nici la ședințele de Consiliul Local, din moment ce v-ați dat demisia. Bineînțeles că nu mai particip. Din moment ce mi-a dat demisia din funcția de, mă rog, din funcție de ținut în partid și din membru al Partidului Național Liberal, mi-am pierdut și calitatea de consilier local, mi-am dat demisia și din Consiliul Local și, bineînțeles, au fost 3 ani în care am învățat foarte mult, dar, pe de altă parte, au fost și plin de dezamăgiri, pentru că, practic, am observat că proiectele, să spun, se trec, se botează prin alianțe de conjunctură făcute în jurul unor interese mai mult sau mai puțin transparente și, practic, principalele proiecte pe care noi, eu cel puțin și noi, cei de la Partidul Național Liberal, le-am încercat și vi le reamintesc dacă vreți, n-au putut să fie făcute niciodată sau și dacă s-au acceptat, la un moment dat, nu au putut fi finanțate. De exemplu, în momentul actual, execuția bugetară pe anul trecut a fost foarte, adică bugetul a fost foarte generos, execuția a fost undeva la 60%, deci, ce să mai zic, bugetul e generos, toată lumea e fericită, dar când tragem linia, vedem că nu s-a făcut ce este important. Mă rog, a fost o sursă mare de inspirație pentru mine să-mi dau seama care sunt problemele reale ale orașului și cum pot fi ele depășite. Dar cam atât. În rest, eu folosesc această ocazie să-mi exprim, hai să spunem, mulțumiri către colegii care au fost în Consiliul Local. A fost o experiență plăcută, dar în momentul actual am ales un alt drum și încerc să ajut comunitatea din altă poziție. Au mai fost consilieri locali, între timp ați urmărit și dumneavoastră emisiunile noastre pe parcursul unor săptămâni, care ziceau că nu prea ați fost foarte activ. Nu prea... Nu este rolul meu aici să comentez ce zic unii și alții. Faptul că vorbesc despre mine înseamnă că e bine, înseamnă că am fost suficient de activ, le-am intrat în memorie și văd că nu pot să le ies din memorie. Faptul că vorbesc despre mine e bine și... Să stea liniștiți că eu știu ce am de făcut. Chiar voiam să vă întreb vis-a-vis de... Dar referitor la vorbitul în Consiliul Local, știți cum e? Eu am spus că întotdeauna unii vorbesc și unii fac. Trebuie văzut și cei care au vorbit mult, cam care a fost efectul vorbelor respective. Pentru că vorba zboară, faptele rămân și, da, toate aceste vorbe și... unor lucruri mai puțin inspirate care se zic acolo, nu vă imaginați că cei care vorbesc mult vorbesc numai lucruri bune. Deci trebuie urmărite și efectul așa zilor vorbitori. La unii le place să vorbească, eu toată viața pentru mine au vorbit faptele și când sunt lucruri care, pe care, hai să spunem, nu le stăpânesc, mai bine las pe alții să vorbească pentru că eu învăț și prind foarte repede. Deci, din punctul ăsta de vedere, e sigur că toate proiectele pe care le-am susținut au fost viabile, au fost în interesul comunității și restul cei care au vorbit mai mult le urez succes, sunt vorbitori și ei rămân cu vorbele. Da, avem multe întrebări. Ce veți face dacă veți fi ales primar? Ce obiective? Voi face foarte proiecte. Multe. Exact ce vă spuneam, nu e cazul să vin acum că voi face centuri ocolitoare sau știu eu ce alte lucruri. Voi veni în întâmpinarea dorințelor cetățenilor. Voi cointeresa, pentru că așa voi face, Târgu Mureșeni în actul de decizie. Voi declanșa un amplu proces de consultare a populației, pentru că până la urmă nu trebuie să face referendum așa cu mers la vot, putem să ne să consultăm populația și prin metode ale secolului 21, când e vorba de decizii majore, pentru că programul pe care eu îl voi avea ca și primar va fi programul Târgu Mureșenilor. Se va axa pe principalele probleme și acum nu sunt așa greu de identificat. În primul rând, ce să spun, că o să ia sigur că gunoiul va fi luat din fața ușilor. Dacă ajungem noi în secolul 21 să fim bucuroși că ni se ridică gunoiul de la poartă și să considerăm asta ca un mare act managerial la unei administrații, înseamnă că e destul de trist, da?
Deci, în primul rând, vreau ca nevoile acestea primare ale unui oraș de secol 21 să nu mai reprezinte o problemă, nici măcar să ne mai gândim la ele. De aici în sus să începem să construim, să ne gândim unde vrem să ducem orașul, să deschidem orașul pentru investitori, pentru că în continuare e ca o cetate încuiată în care intră numai cine trebuie sau știu eu, nu-mi dau seama cine, nu este și pe de altă parte nu este o destinație, hai să spunem, preferată sau care să fie aleasă de investitori din străinătate, să spunem, care să dezvolte aici unități de producție, pentru că în momentul actual, în afară de, bineînțeles, avem autostrada care ajunge până aici, dar în rest e greu de ajuns aici la capăt de linie și să facem și performanță. Deci, până la urmă, acestea sunt proiectele. Proiectele mele vor fi proiectele Târgu Mureșenilor, pentru că eu știu ce îi doare pe Târgu Mureșeni și vă asigur că vor fi proiecte care le voi putea realiza într-un mandat. Nu vor trebui două mandate pentru a face un anumit proiect. Care este primul lucru ce l-ar face dacă are și câștigător la scrutin? Deci, foarte multe întrebări. Da, pe care primul lucru... O să faceți curățenie în primărie. Bine, primărie. Haide, dacă vine vorba mai de avut primărie, vă mai spun un candidat lucru. Care ar face curățenie în primărie. Dumneavoastră... Nu acesta este cuvântul curățenie în primărie. Trebuie să facem curățenie în oraș. Primăria, hai să spunem, eu în primul rând voi respecta legea. A spune acum că mergi în primărie și dai afară pe nu știu, pe cine nu-și face treaba, astea sunt niște aberații, niște lucruri care nu au acoperire. Da, sună bine așa, populist, foarte bine, dăm afară pe toți care nu-și fac treaba. Ce vă asigur eu? Că voi respecta legea. Acolo în primărie sunt foarte mulți funcționari publici și care au dat examene grele, marea lor majoritate, să ajungă acolo și eu am încredere în competența marii majorități a celor care lucrează în primărie. Problema că, la modul în care a fost condusă primăria aceasta în ultimii 20 de ani, acești oameni au fost cumva transformați în niște mașini de executare a unor ordine mai bune sau mai puțin bune, mai inspirate sau mai puțin inspirate. Și cred că aici s-a pierdut mult din abilitățile de comunicare, pentru că, în primul rând, cel mai important este într-o instituție să existe comunicare. Să existe încredere între eșalonul care este de conducere și eșalonul de execuție. Încrederea trebuie să fie reciprocă, pe de-o parte, în competența fiecăruia și să fie, bineînțeles, disciplină. În toate locurile unde eu am lucrat și, mă rog, am lucrat în medicină, unde este esențial să existe disciplină și comunicare, pentru că altfel nu se poate. Deci eu asigur pe toți că toți cei din primărie, în situația în care va fi cazul și voi câștiga scrutinul, cum a zis telespectatoare, toți cei din primărie își vor face treaba bine, pentru că eu vreau să vă spun că mă voi înconjura de oameni competenți. A zis chiar în declarația de presă pe care am difuzat-o alminter că doriți să aduceți competență. Vreau în să primărie. Mă înconjur de oameni competenți care, bineînțeles, să cunoască problemele. Eu nu cred în oamenii care le știu pe toate. Nu pot să cred că un om, cel care ajunge primar, trebuie să le știe pe toate, de la astupat gropi de asfalt și cât ciment se pune acolo, până la strategii de dezvoltare. Un primar trebuie să fie un om reprezentativ pentru orașul lui, pentru municipiul lui și să se înconjoare de oameni competenți care să îl consilieze cum trebuie și să aibă, bineînțeles, un consiliu local racordat la aceste nevoi și care să meargă în aceeași direcție, în sensul dezvoltării orașului. Deci, vis-a-vis de această problemă a primăriei, sunt convins că cu actuala componență a primăriei, se poate face treabă și nu sunt genul să tăiem așa în stânga și în dreapta, mergem cu o sabie mare acolo, pentru că nu asta este rolul nostru. Noi trebuie să folosim resursa umană din primărie, care este calificată, care știe, dar trebuie doar motivată și pusă la treabă. Cu partenerii dumneavoastră de discuție, de dialog, ați realizat unele discuții. Știți că la nivel național există o coaliție formată din Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. E bine, în Târgu Mureș ați purtat discuții cu alte partide, cu alți lideri politici?
Sigur că da. Cu privire la intenția de a vă susține pe dumneavoastră sau sigur, întrebarea ați stat la o masă rotundă, că la ultimele emisiuni așa a fost vorba. Sigur. Întrebarea este justificată, dar eu vreau să vă reamintesc înainte de a vă răspunde că partea politică în alegerea unui primar este doar, să spunem, nu este totul. Este doar o componentă, partea politică, esențială, dar nu suficientă. Pentru că un candidat independent are rolul de a aduna în jur, bineînțeles, marea majoritate a partidelor politice în care să regăsească în acel candidat independent un partener de dialog care să fie capabil să, pe de-o parte, să adune, hai să spunem, energiile și nivelul de acceptabilitate din partea majorității partidelor politice și să reprezinte un partener de dialog capabil să pună în lucru acea viziune, acel proiect despre un oraș care trebuie să fie acum în Târgu Mureș. Și să fie, bineînțeles, întrunită această majoritate care să poată să învingă actuala administrație. Dar pe lângă partidele politice mai există foarte multe forțe care pot să contribuie la alegerea unui primar și toate aceste forțe vreau să le adun în jurul meu, nu doar partidele politice. Dacă ați adus în discuție partidele politice, da. Nu am vrut să fac acest pas înainte de a mă consulta cu toate partidele politice relevante din Târgu Mureș. Nu vă ascund faptul că acest proiect a fost a unui candidat independent și știți foarte bine. A fost discutat și lansat de Partidul Național Liberal, cât eram încă membru al Partidului Național Liberal și președinte la Partidul Național Liberal organizația Târgu Mureș, undeva în luna octombrie sau luna noiembrie, când s-a lansat această, să spun, strategia, această ipoteză a unui candidat independent, fără nume și prenume la momentul respectiv, care să vină dintr-un mediu oarecum neutru, din zona academică, un candidat care să nu aibă neapărat ștampila unui partid politic așa foarte adânc impregnată pe frunte și care să poată să întrunească acel nivel de acceptabilitate pe care îl spuneam. Toate partidele relevante, să spunem, nu au spus nu. Sunt comentarii, bineînțeles, există strategii de fiecare, adică pe care eu le înțeleg, fiecare partid își evaluează șansele, strategia de a candida în alegeri locale cu un candidat la primărie, care ar fi avem și noi o strategia fără un candidat la primărie, normal toată lumea își cântărește șansele, dar la momentul respectiv niciunul din partide, să spunem, nu au spus că nu sunt de acord cu această strategie. Bineînțeles, așteaptă să se deruleze lucrurile, să vedem cum se așează lucrurile în continuare pe scena politică atât națională cât și locală și vor lua o decizie. Speranța mea este ca această decizie să fie una înțeleaptă, pentru că este mai important ca niciodată să nu ne contracandidăm iar aici să facem un concurs de candidați în care niciunul practic să nu aibă nicio șansă, ci trebuie să fie o oarește strategie de coagulare a unor forțe care să poată să învingă actuala administrație. Despre asta este vorba. Avem și noi o declarație a doamnei Dumitrița Gliga. Colegii i-au luat-o în momentul în care a fost aleasă în funcție de președinte a Partidului Social Democrat. Mureș, haideți să o și difuzăm, dacă colegii o au, și discutăm și pe marginea acestei discuții, pentru că ne tot întreabă telespectatorii dacă v-ați consultat cu Partidul Social Democrat, pentru că ați văzut și la nivel național, există o alianță. Și comentăm după. Dacă PSD Mureș va susține un candidat independent la primăria Târgu Mureș sau va susține un candidat comun cu alte partide și dacă au existat discuții în acest sens cu candidatul anunțat și sprijinit de PNR, actualul PSD independent. Dacă înțeleg bine întrebarea dumneavoastră, faceți referire la alianțe pe județul Mureș. Nu ar trebui să ne referim doar la primăria Târgu Mureș, ar trebui să ne referim și la Consiliul Județean. Cred că, în primul rând, trebuie să vedem cu adevărat, cum s-a spus și în această seară la conferință, ce își doresc cu adevărat toți cetățenii județului Mureș,
În al doilea rând, trebuie să vedem dacă partenerii noștri de dialog pe care i-am putea avea pentru a face aceste alianțe, dacă și le doresc toți românii din județul Mureș, sunt serioși sau doar declarativ își doresc aceste alianțe. Și apoi decizia, cu siguranță, cum s-a mai spus, se va lua în forurile de conducere ale organizației județene. Mulțumesc! Da, am revenit. Foarte corect. Cum comentăm? Comentăm foarte bine. Deci nu au spus nu. Eu ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, foarte mulți cetățeni, marea majoritate a celor cu care am interacționat și puteți să faceți dumneavoastră, își doresc un candidat independent la primăria de Mureș. Mulți înțeleg că aceasta este singura șansă prin care un candidat cu șanse poate să învingă actuala administrație. Este practic imposibil de crezut că în condițiile unui nou concurs de candidați, 10, 13, câți au fost acum 4 ani, respectiv acum și vor mai fi, că sunt partide multe. Dacă fiecare, evident, va continua aceeași, să-i spunem, mod neserios de abordare a acestei probleme, normal că demersul este sortit eșecului. Deci eu sper în continuare ca partidele importante, cele relevante din județul Mureș, să aibă o abordare înțeleaptă în acest domeniu, referitor la această chestiune, și să facă într-adevăr ceea ce spun, adică să vedem ce spun Târgu Mureșenii. Pentru că dacă Târgu Mureșenii vor spune că vor un candidat independent, susținut de cât mai multe forțe care pot să... un candidat care poate să învingă actuala administrație, eu cred că pe acest drum trebuie să pornească toate aceste partide. Doar că între timp dacă consideră și ele că sunt partide angrenate serios în acest demers. Doar că între timp ați văzut că au existat și alte candidaturi și ne tot așa ne întreabă telespectatorii. Dar cu cei de la Pol ați discutat? Dar cu domnul Florea, Claudiu Maior, domnul Pescar, domnul Cosmin Pop, pentru că și ei intenționează să candideze. Deocamdată nu a candidat niciunul, nu și-a anunțat candidatura niciunul din cei pe care ați amintit. Și, cu excepția lui ieri, parcă, dacă nu mă înșel, Radu Bălaș de la Pol. Da, am văzut că s-a lansat o candidatură. Eu am spus și la această declarație pe care ați arătat-o așa parțial, că eu îi voi respecta pe toți candidații, contracandidații, care candida pentru primărie. Eu le reamintesc un singur fapt și faptul că nu candidează împotriva mea, ci candidează împotriva actualei administrații și că, din punctul meu de vedere, și nu cred că numai al meu, poate voi fi eu așa mai neinspirat sau neexperimentat politic, un partid susținut, adică un candidat susținut de un partid politic are șanse minime de a fi ales, pentru că inevitabil reprezintă un grup restrâns, ideologic, de interese sau de, mă rog, votanții acelui partid. Niciodată nu vor vota votanții PNL-ului un alt candidat al unui alt partid la primărie. Și bineînțeles, dacă sunt 10 partide care își pun candidați, rezultatul cred că este previzibil, nu? De aceea spun că un candidat independent poate. Și nu orice candidat independent. Și un candidat independent care, tocmai am spus, să nu fie asociat complet cu imaginea acelui partid, pentru că eu, cariera mea, nu mi-a făcut-o Partidul Național Liberal, ci mi-a făcut-o singur. Și sunt complet independent din toate punctele de vedere. Bineînțeles, toți candidații sunt de respect, îi voi respecta. Și fiecare are șansa lui, apropo de titlu, dar, bineînțeles... Desculta discuții, să le răspundem telespectatorilor. Acele șanse de care spune le vor arăta Târgu Mureșeni. Eu sunt deschis la discuții cu toți, dar ideea e să și ai cu cine să discuți. Cu Polul nu am discutat, pentru că nu a fost timp pentru acest lucru, dar nici nu din modul în care, mă rog, s-au desfășurat lucrurile, nu cred că era cazul. Este o mutare previzibilă. Da, este un candidat pe care îl respect și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Ceilalți candidați de care i-ați amintit nu sunt de fapt candidați. Ei au declarat în anumite cercuri că s-ar putea. Da. Deocamdată nu avem ce să comentăm despre intenția unora sau altora, dar am discutat cu partidele care îi reprezintă.
am discutat cu, așa cum am spus, cu marea majoritate a partidelor și răspunsul nu a fost nu. Rămâne să-și stabilească fiecare strategia și eu le reamintesc și îi rog pe care aceasta să iau o decizie înțeleaptă, pentru că e un moment important în care, important în istoria orașului Târgu Mureș, în care lucrurile pot fi schimbate în bine. Ne tot întreabă telespectatorii care sunt acele partide relevante cu care doriți să discutați. Că ați menționat de niște partide relevante și să dăm niște exemple. Că ne explicau aici, nu mai înțelegem, să ne dea exemplu. Care sunt partidele relevante cu care dumneavoastră doriți să purtați un dialog? Partidele, toate partidele reprezentate în Consiliul Local. Inclusiv UDMR-ul, PSD-ul? Bineînțeles, inclusiv UDMR-ul. Eu n-am făcut niciodată diferențe pe bază de, știu eu, de limbă sau de... Pro-România. Bineînțeles, cu toți voi discuta în măsura în care, bine, își doresc. Nu pot să îi forțez să le... Da, ne ceartă telespectatorii că nu citim mesajele. Sunt foarte multe, nu putem chiar pe toate, dar încercăm să, deci, le citim. Vreau să fie foarte clar, sunt deschis la o colaborare cu toți. Toate partidele am discutat cu toate, le-am explicat care este avantajul unui candidat independent și răspunsul a fost încă se mai gândesc. Cum este și normal de altfel. Nimeni nu o să zică din start. De ce? Pentru că a candida pentru un partid, pentru a-și pune, hai să spune, candidat de primar, este important ca și strategie pentru a atrage cât mai multe voturi și ca tare cât mai mulți consilieri. Este un sacrificiu pe care un partid l-ar face dacă nu și-ar pune candidat de primar și eu știu acest lucru. Cel mai mare sacrificiu l-a făcut Partidul Național Liberal. Pentru că deocamdată am ieșit din Partidul Național Liberal, era mult mai simplu să zic să nu ies din zona de confort, să rămân acolo cap de listă și candidat de primar din partea Partidului Național Liberal, să aduc după mine cât mai mulți consilieri, nu? Și să-mi îndeplinesc scopul meu micuț, așa, de a face cât mai mulți consilieri și o figură onorabilă la primărie, nu? Pe care să o pierdem cu brio. Asta era varianta mai ușoară, în care partidul lucra pentru mine, acum trebuie să fac o campanie electorală independent, nu este atât de simplu, dar tocmai acest lucru, faptul că această rețetă a unui candidat, al unui partid nu funcționează la Târgu Mureș, acest lucru m-a făcut să o iau pe drumul mai greu. Eu întotdeauna și la Cel de independent este un drum mult mai greu decât cea susținută de un partid, în care ești acolo frumos, înconjurat de toți membrii de partid, care te ajută, te sfătuiesc și îți sunt o umbrelă de vreme rea. Eu întotdeauna, în schimb, am ales drumul mai greu, tocmai pentru că toată viața mea așa am făcut. Legat de ce a zis de independent, cineva zice, așa a făcut și Șoș Joltan și până la urmă a fost susținut de UDMR. Așa va face și domnul și va fi susținut de PNL. Eu sper să fiu susținut că de PNL. Aveți unele obligații politice, ne întreabă cineva. Aveți unele obligații politice față de nu PNL? Nu am nicio obligație dacă politică. Dacă ar ieși câștigător? Da, eu înțeleg pe oameni că își pun probleme și foarte bine. Avem mesajele, sunt publice. E multă neîncredere în zona asta. Dar chiar politică. Să le răspundem. Aveți ceva obligații față de PNL? De ce tot ne întreabă? Păi avem întreabă pentru că actual. Sunt neliniștiți. Nu am nicio obligație față de Partidul Național Liberal, decât obligația aceeași pe care o am și față de celelalte partide, care sunt niște posibili parteneri prin care, cu ajutorul cărora să facem Târgu Mureș un oraș mai bun. Acestea sunt obligațiile mele. Nu pot să ignor... Niște obligații morale. Nici măcar. Nu pot să ignor partidele politice ca să arăt eu ce independent sunt. Gândiți-vă că în calitate de primar va trebui să lucrez cu consilierii care... Ghiciți, sunt reprezentanța ai partidelor politice. Până la urmă, n-ar o să fim așa să ne întoarcem către pădure, să spunem că nu, domnule, lasă partidele, nu mă interesează, eu vreau să fac bine. Dar vreau să fac bine, dar vreau să am niște parteneri de dialog în interiorul partidelor politice cu care să putem să și facem treabă. Pentru până la urmă, ideea este să nu ne luptăm iarăși Consiliul cu primarul împotriva cetățenilor, pentru că asta nu este soluția și de aceea trebuie să fiu. Iar obligațiile față de Partidul Național Liberal nu există. Sunt aceleași care le am și față de PSD și față de Pro-România și față de celelalte partide. Cineva ne întreabă ce veți face dacă nu veți ieși primar? Ha!
Exact ce fac acum. Vă întoarceți la... Nu mă întorc, dar n-am plecat. Cum să mă întorc? Eu sunt acum, în momentul actual, probabil că foarte multă lume vede primăria asta ca un mare afacere sau o mare promovare. Pentru mine, nu a fi primar mă face să fiu ceea ce sunt. Eu am, repet, și cu asta am început și poate și închei, am o carieră care vorbește pentru mine, eu vin la primărie să ajut poate mai mulți oameni decât pe cei pe care am putut să-i ajut din calitate de medic, dovedind competență la locul meu. Deci eu nu mă duc la primărie ca să devin mai cunoscut sau să mă îmbogățesc sau să știu eu să servez nu știu ce interese, eu mă duc la primărie pentru că simt și știu că un candidat de acest tip, cum sunt eu, este singura șansă de a învinge în Târgu Mureș actuala administrație. Nu este niciun calcul de niciun fel. Eu nu am intrat în politică să ajung cineva, din contră, am intrat în politică când eram deja cineva și nu politica m-a făcut ceea ce sunt. Asta ar trebui să înțeleagă noi și probabil încă un lucru care nu-l înțeleg ei este ce sacrificii fac eu lăsând deoparte o carieră foarte bine pusă la punct. Și aici mă refer atât la partea de medicină, cât și la cea universitară, pentru că dacă vorbim de bani, voi pierde foarte mult bani. Da, cineva ne întreba că de ce lăsați cariera aceea care e bine plătită pentru... Deci vedeți ce greu este să înțeleagă cineva că faci niște sacrificii? Dacă acel cineva nu înțelege că pentru a face un lucru mare este foarte important să fii gata să faci niște sacrificii, înseamnă că vorbim pe două planuri complet diferite. Asta fac. Fac sacrificiu și cel mai simplu pentru mine este să fac în continuare ceea ce fac. Pentru că este foarte bine din toate punctele de vedere. Am fost capabil să ies din zona mea în care mi era bine, de confort, în care toată lumea avea cuvinte de laudă la adresa mea, pentru că acum, iată, să intru într-o zonă în care unii nu le vine să creadă că sunt capabil să las o profesie și niște bani deoparte pentru a câștiga mai puțin și avea mai multe griji. E, chestia asta am făcut-o toată viața mea și de aceea pentru mine este un lucru pe care l-am ales întotdeauna, să aleg calea mai grea. Le spun și la absolvenții întotdeauna la discursul de absolvire să aleagă calea mai grea și nu cea bătătorită, care știm cu toții că e mai ușoară, duce în locuri previzibile. Alegeți calea mai grea pentru că aceea vă aduce satisfacții. În momentul ăsta am ales calea mai grea. Eu sunt, totdeauna am fost gata de provocări, am răspuns acestora, am câștigat toate examenele, concursurile și alegerile la care am participat și intenționez să fac acest lucru. Dacă tot ați amintit de mediul universitar, cineva ne întreabă că în momentul de față sunteți președintele Senatului. Vă veți da demisia și din acea funcție? Bineînțeles, îmi voi da demisia din toate funcțiile pe care eu le-am câștigat prin alegeri. Gândiți-vă că președintele Senatului nu se alege așa la loz în plic sau la tombolă, ci sunt alegeri în care senatorii, care și ei ajung foarte greu în senatul universității, deci trebuie să treacă printre niște alegeri foarte grele să ajungi în senat, după care printr-o alegere la fel de grea să ajungi președinte senatului. Sunt dispus să fac și acest sacrificiu, care este unul mare, tocmai pentru a putea ajuta comunitatea și a-i da înapoi un pic din ceea ce mi-a oferit ea pe parcursul dezvoltării mele. Dacă acest lucru nu se înțelege, eu nu am presiune mare. Eu fac în continuare ceea ce știu să fac, voi opera în continuare, voi face mândri Târgu Mureșenii că în orașul lor există un spital de renume național și mondial în care intervențiile pe cord deschis și transplantul cardiac se fac la ordinea zilei și sper să-i fac mândri în continuare de mine. Dacă ei consideră că sunt bun de primar, este și mai bine. Cineva ne întreabă, dacă nu veți ieși primar, tot cu speculații, vă veți da... dacă nu, și cu parcă. Veți ieși din politică? Bineînțeles, am ieșit deja din politică. Sunt ieșit din politică, poate, vedeți, e greu, oamenii nu înțeleg. Sunt gesturi care în România nu se prea fac. Cine își mai dă demisia din președinte de partid și din președinte de senat sau lucruri de genul ăsta? Eu sunt dispus să fac acest lucru, chiar dacă mulți, poate prin prisma înțelegerii lor față de cum decurge viața, nu înțelege. Chiar dacă ei nu înțeleg, eu sunt dispus să fac acest sacrificiu și este un demers sincer și onest
Pentru că în viața mea nu am mințit. Și atât lucru cred că pot să mă creadă toți cei care se uită la noi. Da, ne întreabă cineva de cine vă e frică în această cursă? De ce candidat? Mie nu mi-este frică de niciun candidat. Eu sunt foarte convins că mesajul meu este unul care vine în întâmpinarea așteptărilor majorității târgureșenilor, că această competență și carieră pe care o am va reprezenta un atu suficient pentru a nu întâmpina cu teamă aceste alegeri. Plus, așa cum am spus, eu sunt total determinat să câștig această bătălie, dar nu este o bătălie pe viață și pe moarte. Cu toții, nu trebuie să moară nimeni după după aceste alegeri. Mie mi-e teamă de un singur lucru. De ce vă este teamă chiar? Nici nu v-am întrebat. Nici măcar nu mi-e teamă, dar pot zic că am o grijă față de pacientul pe care l-am pe masă să-l trimit acasă bine la familia lui. Aia este singura teamă care m-a... Dar nu pot zic chiar teamă, că până de la un moment dat ai, să spunem, experiența și atitudinea potrivită, dar acesta este temerea mea, aș putea spune, că un pacient s-ar putea să nu meargă bine. În rest, nu m-am temut niciodată de lucrurile care depind exclusiv de mine. Da, să știți că avem foarte multe, foarte multe întrebări, toată lumea... Din păcate, timpul e limitat. Cineva, mai stăm până dimineața. Cineva ne spune că vorbiți mai mult, cu mai mult drag de medicină decât de primărie. Da, sperăm să schimbe asta peste 4 ani. Să vorbesc cu mai mult drag de primărie decât de medicină. Da, sunt foarte multe. Da, și cineva ne tot semnalează ce s-a întâmplat, ne tot întreabă cineva cu DNA-ul din anii precedenți, de ce nu lansăm această întrebare? Nu, domnul Suciu nu fuge. Păi că în anii precedenți au fost realizate 3 descinderi pentru luare de mită și condiționarea actului, stați că greu ne intră. Da, DNA în anii precedenți a făcut 3 descinderi pentru luare de mită și condiționarea actului chirurgical. Ca șef de clinică nu trebuia să știe ce se întâmplă în clinica lui. De ce nu adresați întrebarea? Cred că și pe WhatsApp, și pe Facebook avem, ne-au și lăsat telefoane în redacție. Că de ce nu lansăm? Săracii oameni au rămas de ce fugim? Haideți să le explicăm, domnule Suciu, ce s-a întâmplat cu DNA-ul, pentru că avem multe mesaje, inclusiv pe WhatsApp, că nu... DNA-ul... Ce s-a întâmplat? Nu mi-aduc aminte să fi fost DNA-ul, dacă știe domnul că DNA-ul nu știu, a fost... este un domn aici care ne-a lăsat, cred că, vreo 3 întrebări și de ce nu lansăm aceste întrebări? Auf. Și ce s-a întâmplat cu Reven... restul? Că nu înțeleg, deci să lansează o acuzație, în clinica dar așa, pe care dumneavoastră și... ați da? Condus-o, a descins DNA-ul acum 3 ani și... 3 ani? În pandemie? Da. Nu mai reușesc să ajung la întrebări. De ce să... V-am spus, da, sunt și oameni pe care îi preocupă lucruri care efectiv fac parte mai mult sau mai puțin din viața reală. Și da, eu întotdeauna am... Nu mai ajungem acolo. Nu pot spune un polițist lângă fiecare om, da? Întotdeauna am repetat și am vegheat ca aceste lucruri să nu se întâmple în clinica pe care o conduc. Bineînțeles, au fost, nu cred că de la DNA, au fost un medic care a fost cercetat în acest domeniu și lucrurile s-au încheiat, nici nu mai știu exact cum. Aceste lucruri se întâmplă în toate spitalele. A fost o perioadă în care în toate clinicile și spitalele, atât din Târgu Mureș cât și din țară, aceste lucruri au fost. Important este că în prezent lucrurile se desfășoară și dacă voi ați mai auzit o chestie de genul ăsta în ultimii 5 ani, vă rog să-mi spuneți, dar aceste lucruri nu s-au mai întâmplat. E bine că i-ați răspuns și aceste întrebări, pentru că sunt continuu. Sunt lucruri care nu caracterizează clinica noastră. Acum găsim câte un pai în ochi la fiecare, dacă vrem. Ideea este că cel care nu a greșit niciodată să arunce cu paiul și aceste abordări sunt așa un pic... chiar care vor să umbrească o activitate de excelență care se întâmplă în institutul nostru. Bineînțeles, DNA-ul are rolul lui și este foarte important că există să vegheze la aceste derapaje, să spun, care se întâmplă în toate domeniile, inclusiv în medicină. Eu sper că în continuare să nu se întâmple acest lucru.
cel puțin în spitalul nostru, în institutul nostru. Și în ceea ce mă privește, eu am avut întotdeauna o atitudine, hai să spunem, agresivă vis-a-vis de acest aspect. Suntem singurul spital în care eu, cel puțin la nivelul clinicii mele, am introdus o declarație de răspundere la internare asupra pacientului, care este încunoștințat că nu are nicio obligație de plată față de nimeni și că își asumă pacientul rolul să anunțe atât șeful clinicii cât și organele competente în situația în care cineva îi solicită sume de bani. Lucrul ăsta l-am introdus, cred că acum 3 sau 4 ani, ca și un formular obligatoriu la internare. Mai uitați-vă undeva dacă în vreo clinică există lucrurile astea. Deci acest lucru se întâmplă în clinica noastră, există formulare de satisfacție a personalului și a satisfacție a pacientului, există moduri prin care aceste formulare pot fi verificate și dacă există vreunul, în ultimii, hai să spunem, 5 ani, vreun pacient care a spus că i s-au cerut bani în Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant, îi spun orice la acest domn care acuză cu atâta plăcere și vorbește cu DNA-ul în sus și DNA-ul în jos. Deci, în institutul nostru, în clinica de chirurgie cardiovasculară, există o politică foarte agresivă vis-a-vis de condiționarea actului medical, lucru care nu se întâmplă. Mai departe, restul sunt povești. E bine că i-ați răspuns și acestor întrebări. E foarte ușor de aruncat cu vorbe, cu anunțăm așa cu DNA-ul, cu FBI-ul, cu CIA-ul. Foarte bine. Da, oamenii sunt îngrijorați. Eu îi asigur să stea liniștiți că nu se iau bani pe operații la noi în Institutul Inimii și să stea liniștiți că dacă cumva o să fie bolnav, nu o să-i ceară nimeni bani. Și până la urmă să încheiem așa cum am și început, Horațiu Suciu este un candidat cu șanse reale la primărie. Sau fără. Sunt. Eu zic că sunt cu șanse, dar vom vedea ce spun Târgu Mureșeni. Oricum, vreau să repet că și dacă demersul meu este unul poate mai greu de înțeles, este unul pentru că renunț la foarte multe pentru practic foarte puțin, nu? Consider că acel foarte puțin care ar fi câștigarea primăriei Târgu Mureș înseamnă foarte mult pentru Târgu Mureșeni și prin priceperea mea și prin ceea ce am făcut până acum, sunt convins că pot să aduc un plus acestui oraș. Dacă demersul meu va fi înțeles, rămâne de văzut. Eu îi chem pe Târgu Mureșeni să judece cu mintea lor, cu sufletul lor și să voteze așa cum le dictează inima. Noi vă urăm mult succes și sperăm să ne mai treceți pragul acestei emisiuni. Mă bucur că astăzi ați răspuns tuturor întrebărilor, pentru că erau mulți care credeau că nu o să răspundem la anumite întrebări, dar până la urmă le-am răspuns tuturor întrebărilor, pentru că nu selectăm întrebările, nu selectăm telespectatorii, deci ca să fie clar. Pentru că așa este și titlul emisiunii. Mai vin și obiectiv. Le răspunde și la cei la care poate n-am apucat. Sigur. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Doamne ajută și la alegeri. Să sperăm că va fi bine pentru binele acestui oraș. Da. Și dacă tot am ajuns la finalul acestei emisiuni, noi ne luăm rămas bun, punem punct aici emisiunii noastre obiectiv. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și în această seară de 6 martie 2024. Promitem să ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu un subiect la fel de interesant. Mâine le veți urmări și pe colegul meu, Lucian Săcălean, cu o emisiune la fel de interesantă. Iar noi vă urăm o seară plăcută și la revedere!